Sărut mâinile doamnelor și domnișoarelor, bun găsit domnilor, sunteți la arenasport.ro Locul din care, așa cum spunem noi ca de fiecare dată, încercăm să prezentăm puțin altfel ceea ce se petrece în sport Și vin cu invitata noastră de astăzi și fac descrierea cât se poate de repede Îmi place să spun că este mică, dar uriașă Diana oh, Bolimar. Mulțumesc, Nenicule, ce dar știi de unde este asta? Nu Fii atent, că m-am gândit la tine Când a semnat Juninho cu cei de la Atletico Madrid, Juninho era mai da. emititel și cei de la Cotidianul Marca ce-au făcut? Prima, pa prima pagină Au dat pozuță cu el atâtica, mic Ce urât Pe prima pagină, nu! Și titlul era mic dar imens Sau mic dar uriaș, mic sau ge mic dar genial nu, Ideea e că nu nici nu avea cum să încapă Da, atâta. e bună asta da, așa. cu mică E foarte dar. bună, da ține o minte Am auzit tot timpul asta cu esențele tare se țin în sticluțe mici Bravo. Dar deja Bravo. e dusă Am înțeles avantajul, ea poate să stea picior peste picior, după cum se poate vedea în timp ce ăștia la n-au făcut gimnastică mai mult de atât, nu se poate. Ne dăm peste. Și nici nu o forțăm, bravo! Adică, da. Tocmai vorbeam de mici. Diana, aș vrea să te întreb ultima nebunie făcută când a avut loc. Nu pot spune că este o nebunie, că n-a fost o nebunie, dar ne-am urcat acum câteva zile pe Opera House din Oslo la minus 15 grade și am văzut Aurora Boreală. Superb! Superb! Pai, s-a văzut și în România, te-ai dus până la Oslo să Nu mai aud chestia a, asta. Nu e tot. Nu aia. e adevărat asta, a fost falsă. Deci Diana îi vorbesc altfel sau cum Aurora boreală, asta e? În nu a altă fost limba. roșie, a fost cu stop, roșie, Bun, asta Deci scrie pe ca originală. Deci asta fost chinezărie. Da. Bun. Da, nu știu ce a zis doamna din Suedia de acolo de unde este ea Bun. că se întâmplă cu ghețarii, cu dar așa. Dar ce a dar... trebuit să vă urcați pe pe Opera House pentru a vedea mai bine, pentru a putea Ați avea asta nu știu. Bun. Deci v-ați urcat pe Opera da. House. Da. Continui, continui să-l chinui Cu... pe om. Da. Pe Bun. Radu, da. Da, Bun. este acolo. Și el își dorește. Normal, dacă are un pistol la tâmplă. Și el își dorește lucrurile astea. Da. Ne dorim împreună lucrurile astea. Toate la pe care le face. Da. Da. Radule. Clipește din ochi dacă ești în pericol Fă din dreptul Nu este în pericol, okay. este foarte fericită în această relație okay. cu mine da. Nu ne-am zis de relație mm. Am zis de toate astea Până mașina prin stat în mâini, în cap, în dinți Și mai în... avem, avem mai o aveți. listă okay. Am da. am o listă care continuă Dar omul are și el treabă Mai face filme, Clipești, seriale, da. chestii de genul Uite și pe podium tu care ești din asta, cea mai foarte înaltă? Foarte urât. Foarte, da. foarte urât. Ești în Ceea albastru? Cei... Nu. 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 Mai încearcă? Nu. nu. În stânga nu poți fi, nu o că cunosc. Nu da. Alături o cunosc. În altă. În dreapta are nouă operații, dintre care șapte la picior și două da. la alte părți ale corpului. Da. Și Bucuțe. au mai rămas două. Da. Cred că ești dreapta cum privim noi de tot. Da. Pentru că Se cânta imnul. Se cânta imnul și știam de bun simț. Am văzut altele, că a fost pentru prima dată când am fost la un campionat european de senioare și știam că trebuie să caut steagul. Pentru că știam că și Și de ce se cânta imnul Diana? Adică ai luat medalie de aur? Două. Câte medalii ai două? Două, la europene. Bravo. Doar la europene două. Da, a fost cred că cel mai special moment că a fost primul european câștigat. Și din nou. E atât de mișto că sunt trei generații. Haideți să o mai spun încă o dată. Este Cătă din 2004 de la Atena, campioană olimpică. Este Sandra, 2008, Beijing, campioană olimpică. Și acum suntem și noi, aleatări de ele. Doamne, groaznică poza aceasta. De dar ce e groaznică? E... Da, bine, e frumoasă. E foarte frumoasă. Este superbă, da. Și dacă te uiți la video în totalitate, vezi și <coughs> oamenii care sunt în altă zonă în care acum este în război, cum așteptau da. să ne bată, dar nu aveau nicio șansă. Vezi, uite, ăsta chiar pe bune e un avantaj pentru că cei din generația 7 6 80 și așa mm -hmm. mai departe au doar niște pozuțe da, și atât. Sau da. dacă au niște poze al negru de Dar am tot undeva. văzut că uh, mai vin păi... acum, sunt fotografi da, care vin din nou dar cu poze. Dar uite-te puțin, adică voi mai aveți și un video, mai da, aveți și o poză da, color da, și te da, ști da. că o să tragi după astea peste da, 20 de ani. Știu, știu, sunt știi conștientă. Acum... Dar eu reprezint pe partea de social media un anume brand, nu o să da. spun numele, și sunt într-o de o pereche de Adidas de la ei. Bun. Și am văzut Nadia în 1980, pe acolo, aceeași pereche de Adidas. Mi s-a părut De unde a apărut poza? Haideți să începem. De unde a apărut poza aia? De unde da. eram. Wow. Da, dar spre deosebire de voi. La voie, da. țâc, fac 10 da. la rând Acolo da. era pe film, una, două, da. trei Și da. în sală trebuia să facă poze tuturor Deci erau maxim două, trei poze cu da. tine În schimb da. aici, și nu mai vorbim se de duce. De video. Dar rămăsesem puțin. Deci hmm. te-ai dus, ai văzut uh, Aurora boreală. Ăsta mm -hmm. e ultimul de pe listă. Era ultima dorință. Da, da. Și ce am mai era înainte? Am anainte? povestit. Primele trei au fost medalia olimpică. Pe care am reușit-o. S-a da. luat. Uh, mașina visurilor mele. S-a luat. luat. o nevăzută. Nu sunt genul care să postez pe social media... Bun. parte de itemuri. Da, ai mașina visurilor. Mașina visurilor Bun. și trei era Aurora Boreală. Așa. Am avut eu chestie așa, nu știu, îmi place Acum, mie. eu sunt bunicuța aia. Ce mm. urmează din Dienuța? Mai punem trei pe listă? Păi, Sau... clar urmează um, a doua Chiar ediție de rămâne, cupă. Rămâne înregistrat Știu. Da, și ne, uităm Următorul, restre... am două pe care... Merge. Bun. Da, unul merge 100%, Prima cupă am făcut-o, cupa Dainesti, cupa mea. Aia a făcut o vine a doua care este mult mai bun. mare, mult mai așa. Și cred că am uh, căzut de comun acord cu Radu, care deja Auri, se Chine nu. de vreo doi ani. Nu, nu, nu căi pe zona lui. Eu voi fi în disconfort aici. Pentru că noi ca sportivi nu suntem obișnuiți să stăm în fața camerelor, să vorbim despre ce s-a întâmplat în antrenamente, să vorbim atât de mult cu antrenorii. Uh, Radu își dorește să facă un Scurt metraj. Radu, ne am luat-o înainte, fii atent acum, iartă-ne. <laughs> uh, ce se întâmplă în sala de antrenament? Um, lumea nu știe, lumea uh, vede da. doar că... Uh, e, ca, e ca un antre. șablon, iartă-mă. Uh, da. Au plecat fetele, ele sunt obligate să ia medalie de aur, exact. la bronz e dezamăgire, da, dar hai să zic, da. n-ați luat medalii, nu mai avem să discutăm. Da. E un eșec, uh, da. băi, au Acuma fost conflate. Acum nu mai e chiar așa eșec, păi pentru că, că, de exemplu, sunt foarte... Bucuroasă pentru fete că s-au calificat Corect, dar acum trei săptămâni Nu mai nu vorbeam așa Da, da? Era adică un eșec. la noi a fost un eșec Când am venit la o singură zecime De medalia mondială Nu, nu mă interesează nene, n-am cântat timp Exact, adică a fost o dezamăgire atunci Păi um... da, dar ai zis de Nadia De Daniela Silivaj, de uh, Cati Sabo De da. Lavinia Noi ce vin avem? Că erați obligate Da, da era tradiția Era tradiția acolo Uh, trecem Areia mai departe. Am uitat. Da, da, da. Uh, oamenii, pe la urmă, văd ca un, la un spectacol competițiile noastre. Văd doar partea frumoasă, finalul, dar mi se pare că niciodată n-au ascultat ce se întâmplă în sală. Bun, că mai venim noi, mai povestim. Dar nu a fost nimic vreodată pus la un loc, cu tot cu antrenor, cu tot cu percepția sportivului după ce a ieșit din gimnastică. Și poate să luăm interviuri și fetelor care încă mai fac gimnastică, să vedem care este diferența. Uh, cum să treci peste uh, povestea asta de am fost gimnastă, fuh, iar acum sunt un om normal, merg cu metroul. da a venit uh, cu metroul. Da, îmi place, da, îmi place nu, să merg știi, o să spun și care e problema în asta. Da. Gândește-te puțin, campioană europeană, dublă campioană europeană, participantă la Jocuri Olimpice, etc. Da. etc. și omul te vede în metrou. Are dreptul să se uite un pic știi? e, e normal are. ceea ce faci. Da, da nu, nu mă duc. Nu, întâi zice, băi, eu o fimă să uită. Exact. Ea nu? Ia e. Ia e, vi vorbești cu mine, n-am nicio problemă, vi nicio problemă, dar nu sta și nu te uita la mine, că eu nu știu ce vrei de la mine. Vrei să mă jefuiești, corect, corect. ai o problemă. Să știți că are, vrei. Un fest pe cap. Da? Da, are și un fest da. pe cap. Are și un fest pe cap, răcoare. Da, răcoare. Da. Are ca un gnom. Sunt efectiv da. un gnom, stau acolo liniștită, mai citesc o carte, mai scroresc ceva pe Instagram. Știi Rimă? de ce e bine să mai citești o carte? Ca să aibă timp telefonul mobil să încarce. Foarte frumos. Nu? Domne, dacă frumos. nu vrei altfel da. să o citești, da. lasă-l pe la două ore în priză și punem un alt Facem lui, și lui. lecții de. Da, înțeles, Bun. Am educație. rămas la faptul că. Da, așa e pe bune. Voi ați trăit într-o bulă adică când se termină da. ieșiți din bula aia în lumea reală. Da. Știu, sună ciudățelu un pic. Sună foarte ciudat și nu ți dai seama pentru că acum cred că nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Mi se pare că acum fetele sunt mult mai libere, au dreptul să... Habar Să se întâlnească cu cineva, să aibă prieteni, să se ducă acasă. Noi mergeam trei zile pe an. Atât. Acasă? Nu zic că... Da. Că erai scoasă de la întreținere. Ah, da! Că n-avea rost. Da! Ai mei, glomiță, noi, Timișoara... Dar apartament, două camere. Camera lor mei, camera mea. După ce au văzut ai mei că mă descurc cu gimnastica cât de cât, după un an jumate când m-am întors acasă de Crăciun, nu mai aveam camera mea și au făcut ei... Uh, din aveam sufragerie și dormitorul lor. Și eram unde dorm. Păi să deschidem canapeaua. Păi mi ați luat camera. Simțiți? Da, băi, 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 da, au avut dreptate. Da, da. da au zis de numai. 360 de, de zile. Da. Din 364 da, da, da. 65. Nu zic că e bine, nu zic că este rău Dar cred da, că a ajutat Iată-mă Diana ce se întâmplă Nici nu puteați atunci să exact. vorbiți Nu numai a, voi Nu da. se putea în general Să vii ce? La 15 ani să zici tu Eu plec da. 360 de zile de acasă da. Sportul de performanță se face cu Asta. sacrificii Și atunci voi veniți la 3-4-5 ani După ce ați terminat da. S-a decantat totul da. Îți dai seama cum e în viața Doamne iartă-mă cum exact. sună Viața reală da, Și da, atunci da. începi să vorbești da. Dar... Cel care te privește și care te admiră la propriu... Da. Ei, pe... nu puteai să pleci. Da, Da, nu puteam. Cum pute adică, mă, nu puteam. cinci zile? Nu aveai mașină. Aveam mașină, pentru că statul român, după ce am luat medalie, da? ne-a dat o mașină. Și ce faci cu mașina aia? O țin la Timișoara, pentru că nu am timp să-mi iau carnetul. Noi am stat în ultimii 5 ani, din 2010 până în 2015, am stat la Izvorani. Nu aveam cum să plec de acolo. Nu aveam basically corect, cum corect. și Lumea Da, nu interpretarea uh, te scot în oraș dacă ți-ai făcut antrenamentul. Antrenamentul nu era niciodată bun, pentru că <coughs> performanța. Pentru că tot timpul trebuia mai mult. Exact. Cu exact. un pic, cu plus dar unul sau Dar poate a ajuns. Asta m-a ajutat. Asta. Bun, tot ca bătrânii din 5 mm. Asta mai e acum? Nu știu exact. Nu, 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 dăm, dar nu, dăm, dar, nu cred. Nu, nu. La, nu numai în gimnastică. Nu. În tot ceea ce se întâmplă, nu neapărat nu, în sala nu de cred. gimnastică și cu lotul de fete Nu, da. în general În general nu cred, pentru că au apărut atât de multe documentare despre ce s-a întâmplat Despre abusive coaches despre foarte Mai ales la poporul american, frate și prieten Exact, că de, acolo exact. A venit... de acolo pleacă tot Și uh... hai să ne oprim puțin la Simon Biles cu trei ani Când a apărut da. și a zis eu sunt într-o depresie, nu mai concurez da. Fata noastră ești la jocurile Olimpice Da nu mă Și mi se pare sunt că a impactat mult mai da. mult lumea în general, nu numai sportul Și mister. Da. ce s-a întâmplat? Da. Și păi... în sfârșit au înțeles, scuză mă când da, în da, sfârșit s-a înțeles partea aceasta cu ce a avut ea, cu aceste răzgândeli care sunt foarte dese la noi, la sportive, nu știu dacă în alte sporturi, nu cred că există, este foarte ciudat în momentul în care faci un element să te învârți de trei ori în aer și te-am dat corpul, spune, Paulă, și te oprești. Eu nu mai știu ce fac. Eu ce mai trebuie să fac? Tu ai avut momente da, din astea? Da, foarte multe. Pentru că e bine de știut. Știu ce o să... Bă, voi speriați multe. fetele, mititele care se uit acum la televizor și nu o să ducă la gimnaz. Nu, gimnari. nu, trebuie e să, înveți, să trebuie să înveți din lucrurile astea, să mergi la un psiholog, să, dis să discuți lucrurile astea. Poate apar pe bază de stres, pe bază de habar n-am pe ce apar. Dar da, eu era să fac asta în timpul unui european. De, 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 da, de frică nu e, am nici dat drumul. Nu drum. poți să de frică. Nu, nu da. aici. Da, da. Nu e de glumă, pentru că pot exista accidentări grave după lucrurile astea, dar cred că se pot... Uh... Da, din timp. Bun, da. tu când ai terminat, să spunem, uh -huh. bine, tot sărim așa, dar da, uh, da. ai terminat, uh, ai avut teama asta de lumea reală? Adică Irina da. Deleanu ne-a spus că a mers cu mama dumneai ei în metrou ca să nu se da. dea cineva la... Da. Uh, da. Sandra Izbașa ne-a spus că domnule a mers cu mama la facultate. De ce? Uh -huh. Pentru că aveam agorafobie. Ce aveai? Păi ce mi era teamă, că erau da. foarte mulți oameni. Niciodată da. nu ai văzut atât, da. atât de mulți oameni în lumea Așa da. este? Da, fix așa este uh, La mine a fost puțin diferit Pentru că Decisesem să mă retrag Dar până la urmă încă Eram ok, nu mă îngrășasem Încă aveam spo, uh, corp de sportivă Adică motorașul mergea Și mergea. zis după 5 operații eu mai vreau să mai fac și părinții mei clar au zis, ai mei după prima olimpiadă zise sără, nu, nu mai faci. Nu e povestea că când ai fugit tu de acasă la ba da. facultatea. <coughs> ba da, Tăim atunci a fost asta, că e o fată și... minunată, să știți. Am fost, aia e, trebuie să mă descurc. Hai să le spunem nu... oamenilor, știi, ca să nu. Deci Bine. tu ai spus că te duci la... Eu, după ce m-am accidentat destul de grav în 2005. da. Um, Le-am spus că nu există în Timișoara facultate de marketing și de management Așa am, am, scuma, am crezut eu că mint Și m-am întors în București și m-am dus la Dinamo, la domnul Moldovan Și am zis, eu mai vreau să fac gimnastică Și a zis, bine, haide Cochelăra și dumneavoastră da, așa pe o fișo Și, opișor, așa și, a liniștit, și a zis, hai, hai să începem coace. Hai să începem, da Păi un an mai târziu m-a mai... Operații. Nu, că m-a mai făcut una după că m-a mai accidentat -m -e, odată. Cemie, cinci, Exact. Nu, da, glumim acum, doamne fere. Bun, după șase operații, da. tu încă erai în sala încă de gimnastică. Eram, da, uh, m-a mai accidentat odată, uh, n am mai dorit operația care trebuie făcută la un moment dat, mai ales că vine acum schiu, ar trebui de bun simț să-mi repar și-o genunchiu. Uh, piu la aeroport acum? Nu piu, nu, 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 piui, nu, piu încă. Am noroc cu chestia asta, că nu, nu mi-a băgat niciodată vreo tijă. Am avut noroc că resorbabile chestii ce mi-au băgat. A, tu ești lăbuță cu șase, că Larisa are da. nu, adică da. așa de greu este? Nu, uh... acum, serios, serios, că nu mai e de bășcălie. La 15 operații împărțite între două fete, nu cred că poți să surăzi. Știu, uh cred că noi am fost fix generația în care recuperarea în alte țări s-a dus la un alt nivel, dar și performanța a crescut și la noi. Și atunci ele aveau acea recuperare, noi nu aveam. Făceam elemente la fel de grele ca și țările Înțeles. cu buget mult mai mare, da. Și la un de moment să dat... Ce înseamnă 15 operații la două fete? da, oricum, eu râd de, de, de fiata când mă văd cu Gogo, -go pentru că îmi pare da. rău să vă spun asta. Noi amândouă ne-am rupt tendonul ahilian și ea și l-a rupt pe stângul și eu mi l-a rupt pe dreptul și dacă ne punem așa, pare un U foarte frumos și cum punem I, love you. Nu e ok. Te foto, nu e ok. Nu. Este foarte... Da, dar ce, nu, ce să, să fac? Știți că nu sunt eu. Nu deci, e în afară mea de că... sarcasm, n-am... Asta este. Știu că o să mă doare la bătrânețe. Înțeleg. Acum când mai plouă pe afară? Da. Mă dau da? genunchiul. <sus> Nu-i de, nu da scuze. Da, ia... Rău, îmi scârție. Vorbesc serios. Vorbesc foarte deci asta se auzea când ai zis da, da? da. da când am mers în urma tân, Da, da n văzut că tot da, încercam. Da. Așa, a și asta. Da, cum chiar a pocnit. Nu, nu, nu. Da. 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 Acum se întreagă. Și ai râs când a scris, uh, au scris în 2015 că ești robocap, robocop. Da, dar acolo nu a fost vina mea, pentru că nu e vina mea că a sărit de două ori ce a sărit din mine, din genunchiul ăla. Și am fost obligată de domnul Belu Nu te uita la mine frumos, am, fost, am fost obligată de domnul Belu Să port această genunchieră Care era oribilă Era cât După ce am picioare scurte Era cât 3 sferturi de picior Dar își făcea treaba Arătam ca robocop, dar încă făceam Bun și la celelalte sportive de la. Hai să spunem China, Statele Unite Spania da. Recuperarea asta fiind mai ok, mai da. bună Ducea la un timp mai mic În primul rând de recuperare, clar da, da. Și elimina pe cât posibil Posibilele viitoare Accidentări, nu? Exact, exact Acum depinde de țară, că dacă luăm China Acolo cred că-s bandă rulantă Cât de mulți da, mai... nu, 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 că știu ce vrei să zici Că la... îl dă pe la de -o parte și vine alta Sau da, altul, nu, da. nu, nu La nu noi zi... sunt și na, foarte păi puține persoane Păi la noi e pozaia, șase de toate Sau cinci de toate, dar altele nu da. Și din păcate așa este și acum Că Începem și iarăși smai. cu analiza De la ultimile Jocuri Olimpice Unde am avut trei reprezentanți Doi da. pe, o parte unu pe parte și unul pe parte La masculin băiatul avea 40 de ani și jumătate Da Da. Am da, vorbit da. cu el acum, da. acum câteva zile da. da, a, da 40 magișel. de ani și jumătate Da, da. Să la, la, bine, feminin, la feminin era o domniță Care s-a retras a doua zi după ce s-au terminat Jocurile Olimpice da. Nu Maria da. Și o domniță care avea nouă operații Da și care a spus, băi, problema era să ajung până la bârnă, nu să mă sui pe ea. Exact. Nu știu cum sună exact. asta, știi? Noi de acasă, știu, de aici, neștiind, dar... era... Păi ce facem, mă, nu luăm o medalie? Da. Știi, exact. același șablon care se pune... Într-un ar... fel sau altul, mă bucur că s-a întâmplat această... Nu știu cum să-i zic, crăpătură. Faptul că n am mai avut... Cred că trebuie să o luăm de la capăt cu tot sistemul. Să avem antrenori care știu să antreneze, antrenori care se duc, fac diferite uh, studii. Habar n-am, există atât de multe uh, exemple afară. Bun, dar la voi cum a, a mers? Pentru că a mers din inerție și da. la un moment dat da. Statele Unite, China, nu știu, habar n-am, Rusia, da. Spania uh, s-au dus departe da. sau au început să distanțeze, ei nu s-au dus departe, au început să distanțeze. Da. Și noi am rămas tot acolo sau, Eu mă rog, așa... am făcut... Am exact, cred că am, am făcut peticit. Pe loc, da. Din nou, trei generații am peticit o echipă. Am continuat după da am rămas eu și Larisa și le-am mai luat pe trei fete lângă noi. Dar după bun. Dar acum, uite, te rog, la modul cel mai sincer, încearcă okay. o explicație la treaba asta. Intră Marian Drăgulescu într-o sală mm -hmm. și noi știm că el are 40 de ani și jumătate, că s-a retras, că s-a dus la concursuri de supraviețuire, că s-a, da, s-a da, retras, a revenit, s-a retras, da. a revenit. Eu am 15-16 ani acolo. Mm -hmm. Unde e voința mea? Bun, omul ăla mă bate, din mă, mă întrece din uh, experiență, da. din da, ani acumulați. Dar eu nu am voință deloc. Deci eu fac gimnastică de la toate la 4 ani sau la da. cât? La 15-16 am 10 ani de gimnastică, dacă da. nu mai mult. Nu vreau să-l întrec, să mă duc și eu la Jocurile Olimpice? Aici e întreb, întrebarea. Mm. Cred că ai nevoie... Eu îl numesc uh, trioul de aur. Antrenor, sportiv, părinți. Dacă... Antrenor, sportiv, părinți. Da. Bun. Cred că dacă ceva se rupe acolo... Se strică treaba Dacă copilul nu-și mai dorește Unul din cele două ramuri trebuie să ajute Ori este părintele, ori este antrenorul Adică să-l faci să continue Să uh, treacă peste acele momente grele Pentru că, din nou, nouă operații Șapte operații Uh, și noi am avut pauze, dar am avut lângă noi coechipierele care ne-au ajutat. Noi ne-am ajutat reciproc eu cu Larisa. Când totdeauna era una lovită, Voi de... dă exact. voie să zic chiar aveați nevoie de exact. exact, Nu și e de râs, la... aveați nevoie da, Să ea. Da, adică Larisa, la da, Larisa mi-a zis când am hotărât în 2016 să mă retrag, să plec acasă, mi-a zis eu nu te ajut cu nimic. Și eram operată după tendon. să pleci? Da, și a zis eu nu te ajut. Dacă tu pleci, eu nu te ajut. Și nu m-a ajutat. Bănuiesc că n-ai făcut la același medic, că dacă ai făcut toate astea, ai făcut la același medic? Nu, că te învăța omul ăla, păderos, de Nu? o să te opereze. Tot timpul te duceai la... Păi nu, că mă gândesc să că... Fac. Oricum, eu l-am rugat pe doctorul care m-a operat să-mi facă poză și eu am, am poză cu tendonul meu deschis. Vreți vedeți? Nu, 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 nu mulțumim este frumos, e okay, e ok, e ok, e ok. Vii trebuie să fii mai buni, mai cuminți, mai îndevărat. da. Nu, nu, mulțumim. Deci da. tu ai rugat medicul făm -mi și mie da, când de... Nu, 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 nu. mulțumesc frumos. Nu. E să nu-ți vină mișto. vreo idee nu, după ce nu. pleci de aici. Nu. Să nu-ți vină, te nu. rog, vreo idee. Sunt să cu mașina? Că să mori dacă mergeți cu metrou ca și mine Dacă mai din astea cu sunteți... Am, Vorbeam da. de... Doamna Bulimar, ce vroiam să vă întreb? Unde, doamna Bolimar? No, bulimar? Nu, medalie de aur, de gât, de da. argin, bronz. Da. Doamna Bulimar, că să zic și Didi, dar n-am vrut. Nu, vă rog. Da? Nu, că nu, cred vă că mai rog. am în față. Bine, doamna Bulimar. Dar cred că mai am în față, domnul Pișan. Da, domnul Peșan. Uh, Didi, ți-au zis la. Te-ai ales tu la Deva că erați numai Diane acolo, nu? Da, au fost vreo 4 sau 5 Diane. Da. Mă trebuie să ne diferențiem. Și când scria da. Diana, se întorceau 4 sau 5 Exact, eram 4. Hă? Um, și am rămas Didi. Da, pentru că eram cea mai mică, cea mai. Și avem și o carte? Avem și o asta. carte, da. Povestea lui. Ce nu Didi? Spunem? Îmi pare rău, trebuia să o aduc, dar uh, sunt soldat. acum trebuie să apară uh, Apare următoarea deci rundă. Deci sold out? Da, a fost sold out Foarte și se fac din nou următoarele. Ana Maria Brânză, Diana Bolimar. Uh -huh. Aceia suntem. Și da. uh, cred că te cău? Cred că horia. Da. Da. Suntem toți în aceeași uh... cotețile, scotețile scotețile, păi în continuare. Păi, dar social media e plin de altceva. Noi no, nu prea no, avem loc no, 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 încercăm no, no. Da, să. Da, dar mai sunt niște bastioane sunt. așa mititele, da. știi, de sunt rezistență. Sunt pentru că văd la sală la mine. Bun. Sunt. Ce ți-a zis doamna copii. de la recepție? Ce mi-ai povestit? Că sunt? Câte? Deci, în momentul de față, sala nu este deschisă. Sper într-o săptămână sau două să se redeschidă, pentru că ne-a fost pusă ușă glisantă. S-au făcut niște modificări, pentru că Bun. sunt deja Vorbind foarte de mulți de la ca Sala copii. de la, Otopen, că sala de la Otopen, gimnadia se numește, este deasupra patinoarul patinoarului. patinoarului. Da, Ăla e mai cunoscut în acest moment. Exact. Bun. Uh, o să fim noi mai cunoscuți. Asta am zis, în acest moment ai văzut. În am acest zis. moment, da. Părinții pot să stea liniștiți pe canapele, își beau o cafeluță, copiii se duc la sport. Bun. Este superb. Eu, acum câteva zile, m-am întors de la Oslo, după cum vă ziceam, hai, aurora boreală. de la Jammer, de acolo, că s-a întors de la Oslo. Și uh, pentru că sala este vis-a-vis -vis de uh, aeroport, mi-am lăsat toate hăinuțele acolo și mașina ca să pot să plec liniștită spre București. Am intrat în sală, am salutat, am nu știu ce și a venit la ora de recepție și face hai, da, 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 da vine un picuț și zic... N-am început încă. Care e problema? Problema e că sunt 180 de copii și încă mai vin. Nu vrei să oprim. Sala nedeschisă încă. Sala nedeschisă încă. Bun. Și mi spuneți mie că acești copii nu vor să facă sport. Da, dar eu pot să fiu derbedeu acum să mm. spun că ei vin pentru Bulimar? Nu. Nu. Nu, cred nu pot că... să fiu sau nu vin? Nu, nu, cred că vin și pentru mine, dar cred în același timp că acum 2 ani de zile, când s-a redeschis sala după pandemie, erau foarte puțini. Erau 20-30 de copii cred că am făcut ceva bine în ăștia doi ani, atât eu cât și colegul meu, să vin atât de mulți. Și eu sunt mândră de tot ce se întâmplă acolo. Nu Perfect, nu tu nu i-ai văzut încă, nu? Sau pe unii dintre ei i-ai văzut? Pe unii dintre ei, Bun. Da. Au voința aia pe care o aveați voi, ca să da. nu știu că mi-am luat perie nouă cu avei tu. Da. Fetele nu. de aici, din imagine, aveau o voință, da. trăgeau pentru ceva. Da. 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 Că mai un țipă de la domnul, așa, de la doamna, că mai ce? o da. plânsă. Tu... Uite aici, mâna da. sus, buchet, da. medalie, da. Sigla de Jocuri Olimpice, da. corect? Da. Bun. Cei care vin acum, ca măcar să spunem, domnule, ok, ăia s-au dus înainte, uh -huh. statele astea, dar și noi, uite, avem voință, tragem cu ceea ce. Da. Există treaba asta? Există. Uh, majoritatea pe care îi văd că sunt deja talentați, au anumite uh, motricități și pot să facă mai mult, îi trimit spre soții moldovani, spre Dinamo. Dar Bun. dacă își doresc doar să facă non-performanță, să concureze la uh, concursuri de genul și cu dans și cu gimnastică și cu fel și fel de chestii, sunt okay. atât de multe concursuri, exact, Bun. rămân la mine și trecem și noi la următor, următorul nivel în care creăm exerciții, facem soluri. Noi acolo avem și paralel și bârnă, deci învățăm și pe aceste aparate micuțe. Bun, și ceea ce vezi tu cei miroși uh -huh. că e da, miez, da, da. Pe momentan românește. Uh, momentan dau mai departe? Da. Nu vreau să fiu egoistă, dacă simt că poate să facă mai mult acel copil, prefer să îl dau chiar dacă mi este da, drag. Da, știu, știu, ce spui, da. Exact, să meargă spre performanță. Uh, momentan. Tu te-ai dus Cred la patru că... ani, ai pici de patru ani acum? Am pici de doi ani. Poftim. Tu. Tu ai 5. Superb. e cinci roman. Nu știi cu papa când intră și zice că vrea și el <laughs> Vrea și el cinci Doi ani, beri, cu unii dintre ei e Este superb Fac cu el, îl pun pe bârnă Colegul meu îi dă peste cap pe acolo Nu știu pe unde sunt, dar, a, încep să râdă Fac și cu mămicile încălzirea Este superb, e mișto Nu vreau să spun că suntem genul ăla Suntem ca o familie, dar eu așa o simt și faptul că. Hai familia acum... mare la 180 de inși. Momentan nu-i cunosc pe toți. Bun. Până acum am avut, nu știu, 50, de părinți. Și că Se fac și 600 de membri ai familiei. Știu, dar e frumos. Deci, chiar este mișto să te lege ceva, să te lege sportul mai ales. Bun, acum e joacă, fără discuție, la 2 ani, clar. Tu mai-ți aduci aminte, îți mai aduci aminte când n a mai fost la tine. Joacă? Nu știu, prima medalie sau când s-a întâmplat, domnule, de acum. Da. Mă ocup mă ocup. Nu că nu te-ai fi ocupat până atunci. Da, da. Gata, da. Uh, cred că momentul a fost la mine, a fost o poveste și mai interesantă, pentru că uh, părinții mei știam cu toții că trebuie să mergem la un lot de junioare. Uh, heh, ce mică eram. Pauză, pot să pauză, vă spun pauză, despre da. asta? Pauză, Asta este singura medalie la paralel, luată la junioare, nu știu dacă dinainte de 2000 a mai fost cineva, dar a fost cred că prima medalie la paralel. 2010. 2010, da, da. știu, este la Birmingham, Zic, alături de soții Moldova, mai ales domnul Cristi și a fost o fază foarte amuzantă, îmi pare rău, deci nu vrem să fim răi, dar era clar, ele două, le vedeți după față, sunt rusoaice, ele făceau deja tot ce înseamnă seniorat, adică ele câștigau olimpiade cu ceea ce făceau. Eu mai put, eu eram curățică, eu stăteam pe aparat, pe mine mă puneai, făceam stăm pe mâini, stăm pe totul făceam foarte curat. Dar mai era o suedeză care era foarte bună și ea de asemenea avea dificultate și... Și au patru făcut... pe podium. Exact. Și au făcut ele două, știam unul, doi, am făcut eu, eram a a treia și a venit nu știu care, n-a cotat, a venit mai așa jos, a venit suedeza și prima dată a dat cu piciorul în bară. Nimeni nimic, nici eu, nici domnul Cristi, stăteam acolo liniștiți și după a venit și a căzut de pe aparat, nu știu cum, și s-a întors domnul Cristi și a făcut. Este, domnul da. Cristi care paralelul da. este... Uh, Dar la picior ce lui. aveai la stângă aici? Unde? Păi ia uite, dacă ne uităm la stângul, nu cumva vedem o ceva? Nu. Nu? Nu. E doar imaginea așa? Uh -huh. Ia, stai să vedem un pic, uite, se duce așa, se zoom, zoom, zoom și când se dă din nou, ne uităm puțin la piciorul stâng al dienuței. Deci de atunci, ia uite. A, da, a, bine, Asta așa... A, astea nu se pun, au astea înțeles. nu se pun. Față de cum arătai cu aia. Cu... Exact, de robot. Asta e ceva fin. Asta e ceva foarte finuț. Cred că, cred că aici e răspunsul. Cred că de aici trebuie să începem cu recuperare. Nu trecem peste că te doare puțin, trecem mai departe. Nu. Hai să vedem ce este, hai să facem o fotografie. ne tratăm, nu știu ce. E ok, ai timp pentru că la seniorat e ceea ce contează. De asta mi se pare că și noi avem foarte multe junioare care sunt foarte talentate, dar până ajung la seniorat se lasă. Din cauza durerilor, din cauza că nu au fost ghidate destul de bine. Bun, nu avem să spunem la lot sau nu aveam pe vremea aia, Nu merge să te duci la unul în particular? Adică, dacă știi că ai probleme la un psiholog, să bați la o ușă la, nu știu, între. În momentul în care ești într-o bulă, n-ai cum să te duci nu. niciunde. Pentru Trebuie că tu, tu realizezi federația. că e ceva. Da. da. Da, Acolo, nu? trebuie să fie cea la care La orice sport, nu dă pe gimnastică aici. Știu, Pentru este că Am văzut un jucător important. acum, săptămâna trecută, a, a revenit un jucător la echipa de basket a celor de la Real Madrid după uh -huh. 300 și ceva de zile, deci un an la a stat. Știu. Da. L a stat un an, da? da. Ce recuperare a făcut la psihic, cum a... Nu mai mă, eu mă de las registrat. când ăla i-a da. spus că tu un an. Și sunt jucători mari, uite, Neymar sau sunt din ăștia da. cu accidentări, da. Gabi da. la Barcelona, acum i-a spus, 8 luni. Oblundiana da. din noiembrie, mai ne auzim da. În iulie, la anul, august da. Când e vară Când e vară ai Ne auzim în octombrie ca să începi și da. tu ca lumea da. Și da. atunci îți trebuie Bănuiesc aici ai ceva, nu? aici se face diferența Cred între... că de aici se duce mai mult trioul meu Din antrenor da. Părinți, sportiv Bun. Ce Simbologi? se întâmplă când părintele nu e de acord Sau vine și spune vreau școală Tu, o... tu... Ai fost un caz fericit? O, foarte, cu părinții? Foarte fericit, nu știu cum am reușit nu, eu, eu n-aș putut să fac niciodată ce au făcut părinții mei. Să mă lase la vârsta de 10 ani să plec de acasă. Adică, o bulimar micuță, când da. va fi să vină tunolaș? Nu știu încă. Vine o bulimar micuță. Încă, încă nu știu, cred că. Și la 4-5 ani, că tu știi că mai târziu e greu. Deci, trebuie 4-5 da. ani, ești conștient, da. dacă nici tu. Da. Bun. Și bulimar asta mititică? Cred vrea că se ducă că... Că la 4 din... ani. Nu la 4 copilu? ani. Nu la patru ani, mai târziu, când vezi că face, care are un talent... Dar tu ești mamă, fii atentă. Știu. Știi, tu ești mamă și vezi când îi că... vezi clipirea în ochi, când face un element nou, când se chinuie zile la rând să prindă un element la paralel și când îl prinde, nebunește de fericire și mă numai lui. asta vrea toată viața, nu poți să iei. Bine, acum iarăși poți să fii rău și când vine și cu accidentare de șase luni... Și cu, aterizare. Da, cu aterizare. și cu aterizare. Vine Bine, aterizare. cu aterizare. Tu ai, nu, ai calculat așa cât ai fost accidentată? Mm -mm. Nu, dar pot să spun că ultima accidentare la genunchi... Nu ne, sperie, adică ne nu, încerc. nu, 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 A fost cea mai rapidă. A, kinetoterapeutul lotului, a, eu am fost într-un fel cobaiul lui. În trei luni de zile, din care o lună, de, o lună jumate n-am avut voie să calc pe picior, a făcut un fel de mini-documentar pe mine și am reușit în trei luni de zile cu operație să fiu la campionatele mondiale aptă. Bun, dar, pariu că nu v-ați gândit în momentul ăla că o să fie atât de repede. Ok, facem nu, experimente nu, și astea, nu, nu. dar tu știi că sunt șase luni normal, sau cât da, erau, da? da? Și au fost trei. Trei. Deci facem și noi pași din ăștia. Dar Avem. Exact cum zic mititei eu, mititei. trebuie... Da, trebuie, cred că a dus de cineva de mai sus, de federații, de... Bun... Dăm parte accidentări, dăm parte etatea, să nu zicem bătrânețea la Marian și așa mai departe. Bun, Dăm parte pe cei accidentați, pe Larisa și pe Maria. Nu avem doi băieți și două fete care să ne reprezintă la niște jocuri olimpice o dată la patru ani. Întreb, nu mai sunt, nu mai e material? Nu vorbim aici de Se Pare că nu, momentan. În afara unei copile fata campioanei mondiale. Da? Așa? E ce, ce vede în casă, știi cum glumim da, noi. Deci ce a fost da, în casă. Da. E pasiune pură. Trebuie să ai acea pasiune. Și trebuie să nu, nu ieși de pe acea linie. Dacă vrei performanță, trebuie să înțelegi de la o vârstă fragedă că doar asta trebuie să faci. Vei avea timp toată viața după, ca asta m-au și eu, Tot, tot toate cantonamentele Cariera mele. Cariera când începe? Ai calul lumea la seniorat sau începe și un pic nu, mai la înainte? Juniorat. La juniorat. Bun, la... 12, 10, 10, 10, 10, 10 Și ține 10, până 11. la, hai să luăm un caz, cum să zic, normal 4-6, ah, scuze <laughs> da. <laughs> 10 până la s are 26 Dar nu-mi pune situațiile ca așa, și Cătălina s-a dus mult Bine pune... Păi, simt că nu mai e o situație acum, simt că Hai să spunem că fără accidentări, fără, ok, cât se duce de mult de la 10 Nu, 26 3, 24, 25... 25. Da. Ai 15 ani uh -huh. da, în care trebuie să tragi. Da. Ești conștientă la 10 ani că treaba asta... sau când? Nu. Conștient. Nu. nu. Când trebuie să ai oameni la... alături de tine care să te îndrume. Ești un copil. Tu asta vrei să faci, dar trebuie să fii îndrumat. Știu ce spui, că s-a transformat într-o industrie da, în care intervin exact. mai mulți factori, spre deosebire de ceea ce era la noi. domne exact. mergem la deva devaonești, izvorani exact. și cam și astea e. sunt. Da. Da. Și acolo da. tragem da. ca să luăm le mai bune decât chinezoaicele, rusoaicele și exact, exact, fetele din Statele Unite. Și, bineînțeles, mi se pare că oricum sportul, după ce ieși din el, te face un omul mai bun. Pentru că tu nu ai fost, în, nu știu, într-o școală de stat, nu ai avut atât de multe certuri cu oamenii din jurul tău. Tu știi doar parte de gimnastică și gimnastica și sportul în general te ajută să fii un om mai bun. Te ajută să ai perseverență, te ajută să ai, nu știu, un compas moral până la urmă, ce e bine, ce e rău, Correct. cum îți dorești să fii. Uh, da, ajută. Chiar dacă bon, noi dacă vedem când doar ieși, negativul. Dacă nu ești din bulă la 25 de ani, uh, că e altceva. Da, este altceva. Depinde și ce vrei, depinde cum te îndrumă părinții. Mie mi-au spus din start, la un moment dat, gimnastica se va opri. Tu trebuie să știi ce vrei să faci după. Bun, eu din nou mă consider un copil norocos pentru că am prins partea de TV, am prins partea de da. a merge la supraviețire da. și a fost da. superb. Dar pe de altă parte, mi se pare că toate drumurile duc spre antrenorat și cam atât. Dar dacă vrei să faci antrenorat, fă bine. Dacă simți că vrei să faci performanță cu altcineva, nu doar tu să fii în postura de gimnast sau orice alt sportiv, fă-o bine, învață lucrul ăsta, pentru că niciodată un sportiv care a fost bun nu este și un antror bun. Îi trebuie și asta. foarte mulți ani să înțeleagă. Psihologia pentru... copilului, exact. dacă o ia de jos și așa mai departe. Exact. Dar tu te-ai gândit că vei putea să faci altceva? Nu uh... neapărat ceva anume, dar să spui, domnule, nu care să mai aibă legătură cu gimnastica. Nu știu, să mă îmbrac la fustă pantalon, da, să stau într-un da. birou. Eu oricum un an de zile după ce m-am retras e clar, acolo, am, am făcut partea de uh, personal training Dar nu m-am dus pe hai să sărim tot. Nu, eu am vrut pilates Eu am vrut să mă liniștesc am vrut să Păi și puteți zis, fi liniștită tu, Nu, Diana că un Bulimar an de -ți zile ți am făcut a... asta Nu ți-a ieșit da. După am început și cu alte lucruri După, Eu am zis că nu o să antrenez Pentru că nu-mi plăcea Dar S-a -a dezvoltat, de mult, partea aceasta de Gym for All, gimnastică pentru toată lumea, Corret. pentru copii de la 2 ani până la cât se poate. Și am fost incitat. De ce să am... Și e bine că vin la sală pentru că nu mai fac în școli. Exact. Și atunci, da. măcar dacă acolo da, nu mai păcate. e, haide să vin aici. Că e exact. la Diana, că e la Marian, că nu, nu contează. contează. Și nu contează numai da. gimnastică, nu vorbim de Exact, nimai. exact. Duceți-vă, dați-vă copiii da. la să sport să, al... să știe să că alerge. Îi măcar. Cu mașina, că toată lumea zice că a, păi duce cu mașina și. Asta e. cu mașina, nicio problemă, dar lasă mi el o oră, că e bine. O altă da, funcție în Federația de Gimnastică? nu știu, întreb foarte serios. Uh, nu uh, voi aveți niște experiențe. Aveți o experiență. E o diferență mare între unul care vine de pe stradă și-ar -ar citi, și niște cărți și îmbrăca la costum și cravată da. și cineva care de la 10 la 25 de ani a stat în sală, s-a dat cu talc. Da. Exact ca la antrenorat, mi se pare că trebuie să fii dedicat acelui lucru. Mi-ar plăcea, mi-ar plăcea să învăț despre lucrurile astea, mi-ar plăcea, până la urmă am făcut marketing și management în sport. Deci, practic, știu Când să ai plecat fac o... la facultatea da, aia. exact. Am învățat Bun. să fac organigramă, știu ce înseamnă, stau pe lângă oamenii ăștia, am prietene care sunt acum în federație uh, și înțeleg. Dar mi se pare uh, atât de mult orgoliu în acea zonă încât nu aș putea. Bine, mi la se tine pare ar fi că și greu, fiecare... iartă-mă, ar trebui să fie mm. bicefală că tu ești cu Iordache care ar fi președinte și care ar fi vicepreședinte. Nu, că facem schimb, o Faceți la 2 ani, nu la da. 2 ani, la 2 4, ani cu Am înțeles. Păi 4 cu totul, pe 4 cu totul. 2 cu Continui 2. tu de aici, bate în palma. Dar vezi, uite, voi, ați avut și deschiderea astea, de a veni și de a vorbi exact. după aia, da. pentru că da. uite, de exemplu, da. la Cătălina Ponor nu e același lucru și nu poți să o obligi. Normal, da? normal, uite, Dar avezi, mi se pare foarte Sandra vine normal. și vorbește uh, Bulimar vorbește, Larisa da. Iordache vorbește, da. știi, Maria în și vine și explică oamenilor pentru că, domne, gata s-a terminat cariera. Ce se întâmplă după? Cătălin exact. Munteanu îmi povestea, Cătălin, uite, eu m-am pus, zice, pe o canapea și îi primesc pe jucători ăștia mici uh -huh. să stea să le explic ce-am greșit eu, nu din cărți. Super. Și-au venit doi înși, gratis. Stăm noi aici, uite exact cum stăm noi așa cu un pahar de apă și tu îmi spui, băi, opriți ce, ne-ai grijă, nu face, aia, nu face, aia, nu da. face, aia, nu face. aia. Nu din cărți, da. nu din YouTube-uri. Da. Din ceea ce am greșit eu când am plecat da. din România în da. Deși -au venit doi. Da. Și atunci îți pui și întrebarea, sunt știi, sunt oameni pasionați care vor ar face pe gratis lucrurile astea. Sunt copii în țară care spun, domnul și-am cu sport, cu puteți să luați fetiță, să vreți sunt antrenor, că noi aici la Suceava nu avem că club de scrimă. Păi și ce să fac, doamnă, să rămână cu tot Pare Să vorbim Are 12 ani, dar cu cea mai mare plăcere pun o poză pe un Facebook sau ceva, da? da. Și da. sunt oameni da. care, într-adevăr, că toată lumea întreabă, A muri și... sportul? Nu. nu! Tu ai spus că sunt 180 de copii cu sală nedeschisă. Și o chestie foarte drăguță. săptămâna trecută, cred că s-au pus de acord mai multe doamne, cred că sunt de la o uh, școală, mâine voi merge, să vorbesc cu copiii, doar să merg. Da. Și mi-au dat textul, vă rugăm dacă se poate, dacă nu, nu e nicio problemă. Și zic, da vin. Nu pot să cred că vin. Și zic, ba da. Nu credeam da, că da. nu mă așteptam și zic, ba da, mă duc cu tot dragul, cu tot dragul vin să vă vorbesc, să înțeleagă copiii că trebuie să facă sport, nu trebuie să facă gimnastică neapărat, trebuie să facă sport, să se miște. Este extraordinar. Și când vine de la tine e altceva, știi? Când da. vine unul ca mine mai grăsuț așa cu burtică de ce? și le da, spun face sport, știu, da, fac, măi, unchiule, dar mata, apucă-te mata întâi. Asta dar când vine una ca tine... Fă sau... ce zice popa. Știu, corect și asta, dar... Dacă mă pune la sfac podul sau ce pot să merg sub piticului, lasă podul. <coughs> nu poți merge sub piticului. Nu, piticul, nu. Voi... nu iese, nu. Mi-a plăcut papanașul cu gem de afine. Dar nu e despre mine aici. Dar Am chiar papanașul cu gem de afine îți place? Da. Uh, Ce-ai mâncat la poporul olande, uh, norvegian, frate și prieten? Deci mie îmi place atunci când mă duc ia. în țări străine să trăiesc ca și ei și să văd ce mănâncă și mâncăruri tradiționale. Și m-am dus la acel bufet suedez superb și am zis pește. Vreau pește, Frumos. să mâncăm Frumos. pește. Și mi-am pus pește în sos roșu, în sos alb, pește crud și ceva murături, că dacă văd vădă murăturile lui Maie, mama lui Mami, da. Să ar doamnă, dacă se poate și pe aici, pe pate, să trimiteți ceva. Doamne, deci ceva, niște conopidă, roz, doamne. Oprește-te, hai să revenim la gimnastică și la... Am crezut că vomit în acel... Am zis numai, da. Roșu, așa. Și ea nu, nu. Da, exact. Nu, că nu am avut noroc, am fost... Primeați ciocolată? Da. Deci ciocolata era, cum să da. zic eu, era unitatea de măsură la primeam, DEVA? Primeam, dar doar când se dorea. Și noi nu voiam când voiau ei, noi voiam tot timpul. Normal. Că copii și voiam, dar uh, primeam... Cât ai mâncat cea mai mult? Cât am mâncat? Da. Am mâncat, am vrut să văd, am făcut un experiment, că mi îmi plac experimentele. Am mâncat o ciocolată din aia mare, da. așa, singură, fără așa, și după am zis mai pot și am mai băgat încă două batoane. E de la TV Ușeriu asta, că nu mai poți, mai poți un pic. Da, exact. Și mi-am... Și Se ieșit. poate, da. deci și nu mi fost rău. Da. La Risa sau tu mi-ați povestit și am zis tot timpul că mă luați la mișto, că ascundeați în bârnă, da. care are capace acolo. Da, are capace. Da? da. Deci și avem adevărat. și șorobelnițe și se pune cu... Iată, să învățăm gimnastica și altfel. Da. E mișto. Ce se introduce Povești. acolo? Ce încăpea, păi nu? ce încăpea? Da, încape. Da, da. da era încăpea. Dar cel mai bine era supat. Iată câteva uh, rubrica de doctorul Andrei, <laughs> da, vă prezintă câteva puncte în care se poate ascunde da. la gibase. Da, deci făceam picioare când ridicam, că era pat din ăla greu, dublu. Da. Ne trebuiau vreo deci două. Eram pat, 3, 2, 1. Hop! Sub pat, ce da. se spunea. Era magazinul la faimos stopul de la da. Deva, ăla care este da cum să zic, da, centru mundii. Pentru... mai e acum, sper, sper că, mai este. Da. Când găseați ușa închisă să se mai cobora și cu cerșaful, Întreb, mi-a zis, nu știu, vorbeau unii la niște oameni răi. Nu se nu cobora. No. Nu. No. Nu. Nu. No. Nu. n ai avut niciodată cerșaful odată. Nu. No. Uită-te în ochii oamenilor aici, dacă e. Tu fiind și mai ușurică, pe... avea, avea ce ruxat. da. da. Normal. Iată, încă o tehnică nouă dezvăluită. Nu mai plecați fără ruxac. Cât poți să iei în buzunar? Câte, Mâinile acolo, trebuie libere. Dacă pui borcanul de... Iată, știm, așa, da. Dacă le pui frumos, fiecare are câte unul. Vorbim de ceva ce se ia cu da. lingura așa. Iată, uitați, <laughs> în, 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 două minute câte experiențe de viață. Vai, da, dar nu te-ai repetat ai mei, vorba aia. Deci părinții noștri, doamne... Doamne, mi-a dus ta, Doamne, mi-a. Au... Deci mi-a mi dus tata odată. Era o geantă atâta. Și eu am crezut că chiar mi-a dus haine de la Timișoara sau ce-mi ei. Ce că oamenii. da, ce frumos. Era zidit atâta de ciocolat. <laughs> ce <Făce laughs> o casă, era, 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 bază, șan. era fundația? Jur, da, jur, era fundația, jur, de era fundația o casă. și după era pus cotorașul ăla de, na, ce e la fundul. Ce frumos. Ce frumos. Oameni minunați. Da, mama Larisei acuma... ne aducea I... în șosete. Ciocolată. Ne aducea, la fiecare Iată, săptămână e, ne aducea șosete noi. ca oamenii să poată să noteze exact, înțelegi? Adică să nu. <laughs> să le dai exact toate variantele. Da, de frumos. Atunci de o cameră de luat vederi, că pe vremea aia nu era sau era Vai. pusă jos să acolo, da? Acum, da. Da? Ușile închise. Da, cu lacrimi. Bine, lacrim. a, Știi cum zicem noi, ăștia din afară? Domnule, era caterincă și era ce dar era și sportive. Da. Știi? Da. Aici e treaba. Da. Adică, domnule, orice nebunie se ierta. Știi? Și... Nu era numai caterincă și nu era da. numai sport. Așa Se binau este. și veneați cu medalile Dar... alea. Da. Și în 2016 și la Rio. Da. Și la... da. și la Rio, că nu s-a mai întâmplat nimic, da? ne-am uitat a cu toate ciudățel A fost rău. Da? Atunci. A fost... Și la Beijing, și la Tokyo, și la și așa că când noi aveam Beijing în minte da. și am zis bă, că s-o duce pe tărâm asiatic, da. acolo este. Și n a mai ieșit. Și, iar. și acum am așteptat cu sufletul la gură. Haide bă, s-au calificat fetele. Cine mă, una singură sau cum s-au calificat? Nu bă, toate. Toată echipa? Da. Și atunci, știi, da. e o diferență. Dacă vezi, pentru că... vezi doar ce se scrie în presă. Problema e că dacă te uiți în spate un pic și tragi cortina și vezi că din cele 8 țări care merg calificate, trei au fost accidentate cu câte două fete. Dacă vezi că nu au venit toate cu prima echipă, și ce se întâmplă acum? Noi cu toții ne gândim... Bun. Mulți dintre noi am fi pus pariu că viața lui Beckham n-a fost așa, până să nu vedem asta. Da, da? Foarte A fost gagică reală, el șmecher frumoșel, da. Uh, da. soția membra și unui introvertit, grup. Și Da, cu tare. Un... Și uite-te acum, da. uite-te ce se întâmplă când el spune, li se spune că bă, să mori și că soția ta e așa și așa mai da. departe. Da, După un fault în da. care el a luat un cartonaj, da. nu, tot este asta din lichid, -aia tot, știi? Uh, un cartonaj acolo. roșu. știi? Și noi nu știm cât e hate-ul ăsta de marcat. acum nimeni nu mai vorbește român. da. da. da? E, hey, la voi n nu e vorba despre hei de nicio culoare, dar e vorba de domne dezamăgire mare. Foarte mare dezamăgire. Da, revenind la partea de fotbal, uh, îmi pare rău când ei este. Acum și tu ai ce cu de 10 triliarde de ori mai mare decât al meu ca sportivă ce, ca gimnastă. Ce, din bani? m luat din bani? Nu, dar nici n-am mai primit. Nu <laughs> uh... N-aveți 10 triliarde? No. Nu. Nu. Când vezi că un fotbalist eu nu, nu le iau meritul. Felicitări, dar toată lumea da. face. Și sunt sigură că și un jucător din Liga 4 ia mult mai mult decât Știu. noi toate. Știu. Adică prefer tu ai de rentă multe ori, da. Și se poate trăi din ea? Adică fără nu. să mai faci altceva? No. Nu. nu, nu, trebuie nu. să faci ceva Am pe înțeles. Am da. înțeles. Uh, și -a... da, n-ai cum să nu fii un pic steuit, da, dar și merită hatea ăla. La banii ăia da. Cred și eu Bun, că acum luăm partea financiară Dar e, e pe mapamont Da Înțeleg că toată lumea poate să joace cu minge Și Tu de ce te-ai retras de la accidentări? Da. Adică ai mai fi putut duce? Da, eu nu m aș vrea de multe Mă mai dau peste cap în sălița noastră Am văzut, nu numai în sală dau. Am văzut și pe oh, leu, da. asta. Pe rețele de socializare Am văzut că te mai dai peste da. cap Cât mai duceai? Nu știu, fără accidentări cred că mai duceam. Da? Da. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut sportul. Și când ai simțit că gata? La ultima accidentare la genunchi, când uh, cred că am avut la Dinamo este un deal așa pe da, care trebuie da. să l urci și am avut, eu am avut cinci accidentări pe genunchiu, pe genunchi, 4 pe 1 4, da, patru. Și a fost a cincea. Și ideea e că în momentul în care m-am accidentat știam tot parcursul, știam ce se va întâmpla, știam că o să mi se umfle genunchiul, știam că trebuie să mă duc la medic, știu că am nevoie de o pereche de... știam tot ca pe o poveste și am zis cred că nu e ok. Cred că nu e ok să ai atât de multe accidentări încât să știi pe de rost ce urmează ce de acum înainte. Da. Da. Tu nici nu intrase și în operație? sau nici nu Da, și nu, știam deja, da. Întâmplă. Știam că vreau să fiu anesteziată complet. Nu. Da. Nu știi de ce întreb, pentru că m-am întrebat. Noi, cei de, din afara fenomenului, ne-am întrebat tot timpul, domnule, ce se întâmplă în ziua aia Că există o zi și o oră în care iei decizia sau în care da. se întâmplă. Până ieri am avut antrenament, am avut meciuri, am avut competiții, da. am avut tare. Da. De mâine dimineață, de la ora 9, da. nu mai am nimic. Nu poți. Și nu ce poți. se întâmplă în momentul ăla? Adică, tu știi că în, la tine. A fost un caz mai nefericit cu accidentare. Dar ce se întâmplă da. în viața unui sportiv care nu are accidentele astea, dar care știe că se retrage? Și de mâine, când dă să pună mâna pe geantă, mm -hmm. a, stai că n-am o să mă duc. Nu... Da. Știi ce se întâmplă da. în momentul ăla? Adică, vorbata după 15-20, da. la tine au fost este vreo 20 un de ani. Pariu cu tine. Un pariu că poți să faci și altceva. Trebuie să-ți găsești alt hobby. În momentul, mai ales dacă ți-ai îndeplinit un target, trebuie Perfect, să știi. Dar tu în să în începi, renunți iartă de la 25 de ani, nu e de la zero? Da. Da. Este D dacă incredibil. O duci mai mult, încep de la 30, pare, este nici într-un film, nici într-un scenariu americanesc. Știu. Nu merge treaba da. asta, Hai, doamne, la 30, da. De asta spunem că trebuie să existe un om și care să te ajute să treci peste acea perioadă. E foarte greu să nu poți să renunți la acel lucru. Când toată lumea din jur tău îți spune, da, da, ai accidentări, ai o vârstă, această propoziție îngrozitoare. Ai nu știu, pe Larisa, ce am mânat-o luptă? Nu că știu, la ea, eu nu știu lume, ce a fost de în capul mai erau ei. niște dureri crunte, nu mai erau că las, vă, că mai îndă eu ăla cum mă pleacă cu un gel și îmi leagă piciorul. Nu știu ce a fost adică... în capul ei, să-și demonstreze ei, probabil că încă că mai habar n-am, că încă mai poate. Păi da, da, tu nu poți să ajungi de aici până în cameră. Știu. Până în bârnă, dar apoi să te mai sui pe adică aveți și voi niște pitulici avem, da, undeva, da, da, nu? Sunt, sunt niște pitici. Bun, dar tu ai fi acceptat, de exemplu, uh, psihologul ăsta? Știi cum e mentalitatea românului? Da. Vorbim despre psiholog, cel puțin voi, cei care v-ați rătați, de vreo 5-6 ani se aude în continuu, indiferent da. de disciplină, necesitatea nu a psihologului. Nu știu dacă momentul de față gimnastică românească feminină are, psiholog. Și cred că ăsta e un semn de întrebare. De ce toată lumea are și noi nu avem încă? Pii, sau poate la avem, cerem, nu știm, Dar noi nu, nu ne pricepe, că... noi putem apărea la o emisiune pe un televizor, la un podcast sau la da. un site. Să spunem despre lucrurile Și astea. Și să spui despre lucrurile astea. Mm -hmm. Dar noi ca mental suntem pregătiți să acceptăm că avem nevoie de cineva, sau cred spunem. Cred că ar fi cazul. Sunt oameni care sunt oameni obișnuiți care au un job 9 to 5, care au nevoie de lucrul ăsta. că la un an de zile în care ești accidentat, ai nevoie clar de cineva ca să nu iei da. mai mai razna. Tu până ieri jucând. Da, mai mult decât atât. Stai pe 10 centi și se uită 50.000 de, de oameni la tine. Cum rezistă creierașul ăla să tu ai să un minut stea? jumătate acolo, sau cât, da. două minute. Un minute jumate. Da, un minut jumătate. Da. N-ai 90, să zicem, sau 80, exact. sau da. Ai Ei, un minut și jumătate acolo. pentru care ai muncit patru ani. Da. Că discutăm despre Everest, despre Jocurile Olimpice. Da. Nu? Da. Și de atunci de dacă ai, ratezi. ai un minut și jumătate. Da. Bun, și căpșorul tău atunci ce se întâmplă? Tremuri, ai Fiecare... emoții, transpiri tot tot? tot, tot ce îți trece Pe prin da, cap să... tot. Da, caia. știu, muncă, foarte multă muncă Foarte multă repetiție, foarte mulți oameni Care trebuie să te pună în acea stare De stres De oameni care aplaudă Domnul Belu ne punea în sală la uh, Maxim La uh, da, casetofon da. Zgomote și urlete Și uh, aplaude da, ca să fiți pregătite da. pentru da. da, pentru lucrul ăsta Vezi, noi nu știm lucrurile astea, știi? Da. Știi că, domnule, ați intrat la 4 ani, da, mă, la 4 ani să de la gimnaz, că te duci mai și la târziu, 25. Ați și la 25 și acum faceți TikTok-uri. Da. Știi? Exact. Dar astea 20 de ani și n-ați luat medalie la ultimul nu știu ce. Ne sau nu vă e luat, rușine. Știi? Noi nu știm lucrurile astea da. și de -aia e foarte bine că voi apăreți. Ok, poate e cam târziu ori acum. Era clar, Diana, că nu puteai să vorbești acum 10 ani, nu, da. că nu puteai, nu aveai nu concurs. Aveam, aveam vocabularul necesar, nu știam să tot, explic, da. nu, și da, nu. Ești aia -aș mică făcut. din poze, cum se da, zice. Știi exact. ce să fi venit? Ok, aici să. Da. Da, să, să zic, zic mă, că, tata, eram că eu am concurs panicată, în 4 eram... zile, în 6 zile. Da, da, Dar măcar acum, după, știi că lumea s-a căsătorit, au făcut copii. Da. Au... Păi, stai mă, da. <laughs> au fost acum 12, 15 ani pe bârnă. Da. Sau acum 10, da. 10 ani. Nu uită, dacă nu. Le explici că poți să faci și altceva. Tu fiind un copil atomic și o ființă atomică, tot mm. timpul de aici vin astea cu să facem și să dregem pe rețele mm -hmm. de socializare, de aici? Da, da. Pentru Când că dacă ai fi place. fost cu mințică, bine, și ai găsit și pe cineva pe care să chinui. Nu, adevărat. nu Rad, e adevărat. Radu da. nu este atât de un om sfânt. Nu e ușă de biserică. Din... Da. Nu e ușă de biserică. Și el, el vrea. E în mâini. Nu, l am pus să-l în A, încă. Iartă-mă dacă am dat o idee. Vrei să. Nu, nu nu, și tu? Nu, 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 doar nu o forțăm. Îmi pare eu că nu poți. Nu, nu pot să stau nici în genunchi, da, în... Bun. Dar toate ideile astea care îți vin, cine te inspiră? A, sala, copii, gimnastica, habar n-am. Mă uit, mai văd și exemple pe social media. Sunt momente de sclipire, cum am fost din nou în partea nordică și am văzut pe băieții aia care au sărit la 0 grade în apă. Și eu cu radu, eram cu șapte straturi de haine. pe noi. am văzut că a spus, da panicați. Și, și să dă drumul la sală și să zicem, uh -huh. pe 15 ianuarie începe ca lumea, treaba, da? Pe, ca lumea, ca lumea, ca lumea și vin copilițele cu telefonul mobil. Da, nu au voie. Cu cu Ce cu... faci? Ia uite. Uite, uitați vă puțin mama soacră. În sală ai, -ai... zicem că nu în sală, vine o mămincă și spune da. că e obosită puțin prințesica ei pentru da. că seara a stat o pe Mai da. mult. Da. Da. da? Da. E ok? Adică s-au schimbat okay. timpurile față n -am am de... nicio problemă cu lucrul ăsta, dar copilul acela când o să vadă că restul fac deja salt înainte sau altceva, o să vrea și ea. Ce să facă? Și da. o să fie mai obosită și a doua seară nu o să mai poată să stea pe telefon. Este superb. Sclipirea din ochii părinților după primele două antreamente când vin la mine și îmi spun, a dormit lemn. Da. Și zic, perfect. perfect. Și eu la fel. Să câștigăm o mică bandă pe al ăsta, ce faceți voi? Face așa, nimic. n-am, nu știu că n-am comparație. Eu fac așa cât pot. Adică nu e mai mult decât în gimnastică, Sunt... să ne apucăm ca lumea dacă A. e de. Nu, nu se câștigă. No. Atunci rămânem pe gimnastică. Nu. Da. Am înțeles. Uh -huh. Dar voi ce făceați în cantonament? Uite acum ai telefon e foarte Prat. simplu, cei care ne, da, nu. Asta ten la montaj, nu. Fată minunată la locul ei, nu prost. Uh, ci, citeați, vă uitați da. la televizor, adică da. acum e foarte Seria simplu, de... e foarte simplu că ești cu telefonul sau ai conexiune da. la Na, ne strângeam toate în cameră, ne uitam la 360 televizor. 360 de zile? Nu, chiar, oricum da, ne vedeam non-stop. Mâncam antrenament, mâncam somn antrenament, recuperare seara. Apropo, Când? De, apropo de mâncare, atunci am mm. înțeles că așa era, trebuia mm. ca, ca sportiv de performanță. Cum, ai cum după? O, da, atunci în primul an am fost... Bine, da? n-am avut ce să recuperez, că pentru că nu mai făceam sport, corpul meu a făcut așa, ca o orezul apă. Și după așa a înțeles. revenit ușurel, acum e, este decent. Dar, dar, ce îmi place. consumăm de toate? Da. Mai speriat un pic dar cu moderat. Mole, dar ți revenit, am văzut Dar nu mănânc guacamole, mănânc avocado pe pâine da. prăjită deci și cu ou. gândit că rămâne un iepure nemâncat în seara în care tu îi mănânci avocado? Iepurele El... mănânc mănâncă avocado. Și le mănâncă un da, pârș, nu, nu mai știu clar. ce. Păi da, deci nu rămâne nimeni nemâncat. Nu. Bun, carne consumăm. Da. Bun, pește și asta da. tot, tot, tot. Am făcut și parte de nutriție, că m-am pictisit când era partea de pandemie și mi-am făcut și curs de nutriție, deci am și aia. Pentru mine. Adică nu ne oblig să mâncăm curtoane de la dimineața, nu, nu, ovăz, nu, genul, goji, nu, 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 fulgi. S -s bune pentru... Am înțeles. Detox. Bun, am înțeles. Ai spus că ai o cutie acasă de trebuie înlocuită? Că ar fi bine să înlocuim cutia? Da, ar fi cutia? foarte drăguț. Care e camera mea? Camera, uite, acolo. 402. Foarte Pamela. drăguț ar fi dacă se poate domnii de la Londra să ne înlocuiască și nouă cutiile cu medaliile deci, olimpice. efectiv au ruginit da, nu. cutiile, deci, nu medalia. Cutiile, medalia nu, medalia nu. Dar cutia este oribilă, este, se destramă, moare. E așa. Deci au trecut 12 ani, da. mă rog, 11 spre 12 ani da. anișori, da? Și cutiile ce Mor. conțin medaliile de la... Sunt ok, sunt acte. Nu, -am, am cu cutia. E medalie olimpică, dă-mi o cutie, la schimb, o dată la patru ani. Da, Băi, dați ți o o cutie. Le ții undeva pe toate? Adică... Da, într-un dulap. Tot, tot, tot. Este cartea Știi? povestea lui Didi, fetița cu o punguță de medalii. Pentru da, că mama îmi ține da. într Într-un punguță. punguță. Bine, mai puțin astea care au cutii proprii. Am înțeles. Deci mm. de aia este fata cu... Da, așa scrie. Da, că mică. Dar cum a venit ideea cu cartea? Cred că din bunătatea altora și poate și a mea puțin, după ce am uh, ieșit din gimnastică, mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut partea de speaker motivațional să mă duc să vorbesc cu copii în școli și m-am asociat cu uh, o editură Foarte în bine. care cam un an de zile am mers și am vorbit cu copii din mai multe state defavorizate, din, na, dădeam cărți și tot așa. Și pentru că erau drumurile lungi, eu am început să le oamenilor pe drum care a fost viața mea, cum a fost, cum nu știu ce, cum... În 2010, la Olimpiada de Junior, mi-am găsit un scorpion lângă medalie, pentru că am dormit cu medalia sub pernă, că n-a prima mea medalie. Așa. Și ai găsit și... un scorpion? Da, era un scorpion, eram în Singapore. Mititel sau? Nu, -ă, cam o dimensiune azi. acceptabilă. Da, da. Ai sărit până în tavan sau? Un pic, da, dar eram cu de la tir și... <laughs> și l-am pușcat. <laughs> și l-ai executat. Blumesc. a plecat. Da, era plin da. de vietăți pe acolo. Da. Și Se compară ceva cu momentul ăsta? Nu. No. Pe lume? Nu. No. Nimic. Nu. No. Când, cred atim, că... când atim jocuri Jocurile da. Olimpice, Campionate Europene, Campionate da. Mondiale? Nimic. Nimic. Nu, nu. Când întreabă cineva, nu. Am renunțat să mai încerc prin cuvinte să explic Da. lucruri. Adică trebuie Dar să De treci ce treci jocurile olimpice sunt Everest? -ul? Adică ai văzut că noi am început de foarte multă vreme să nu ne mai intereseze europene și mondiale. Da, am da. mai luat două medalii de da, aur, da. știu, las. Este medalii da. în, în culunarea Știi, tuturor da? sporturilor este superb. Este un loc superb să fii ca sportiv, să te duci la masă să stai cu Bolt sau cu Federer. Da, asta că spune că toată lumea, da. Este superb. E ceva de vis, e. nu știu. Nu se compară. Nu se compară cu nimic. Da. Și atunci nu e normal să. A, gata, că iar ne întoarcem așa, de învârtim într-un cer. Nu e da. normal să tragi, că acum m-am aprins și eu. Nu e normal să tragi ca să ajungi acolo? Ba da! Și? Nu și putem? Și nu avem. Uite de gimnastică. Luăm așa. orice sport vrei, nu haltere, poftim. Așa. Unde în 84 eram șmecherii Europei și în primii trei șmecheri din. Ce s-a întâmplat? Nu mai se duc oamenii, nu, se nu mai. Mai vin, da. Ba, bă... Cred B că frica asta a părinților de Vai cât de greu este sportul, vai cât de grea este performanța, orice este greu în lumea asta dacă vrei să fii bun la el. Și numărul unu în lume sau în Europa. Exact, exact. dar vezi? cred că totuși astea se pot echilibra cu o medalie. Sunt 100% sigură că lucrurile vor dispărea în momentul în care tu urci pe un podium și tu ca părinte îți vezi copilul cum îi cântă imnul. Bun, tu te duci la școli, la școlițe, uh -huh. da, copiii de clasa a 4-a, 5 da? Cam așa, da. Au 10 anișori. Uh -huh. Nu te-au prins, n-au prins nici no. perioada de aura gimnastică, no. adică nu te-au prins sus, așa, au YouTube, profu, profa le spun: băi, vine așa da. cineva? Tu cum te prezinți? Lasă Diana Bulimar. Cine le spui tu că ești? Sau uite ce. Mie îmi place să fiu actuală și le spun că sunt de antrenoare de gimnastică. Și ei zic, Doamna, 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 dar da, știm că. că emisiuni, că asta nu performanță, e rău. Da. Că te știu. Da. Știi? da. Că inoculat de părinți, că e ta, YouTube-ul și așa mai departe, exact. dar ei te știu de undeva. Da. Și asta Aș contează. Adică e înțeleagă... un colonare a muncii tale. Da. Aș după vrea să ce înțeleagă lumea că eu am făcut gimnastică. Sunt de multe persoane care vin, dar cum ai ajuns la emisiunea aia? Am făcut 20 de ani de gimnastică. Așa am ajuns la ea. M-au rugat oamenii aia să merg, că n-am văzut că mă dau bine peste cap de atâta timp. oamenii și concursul nu... de gimnastică de astea nu se fac. Da, Știi, exact. Din astea. Da. Așa te întreabă? Da. Asta e trist. Asta vreau să înțeleagă. Că ca să ajungi să faci anumite lucruri mișto pe care, da, le fac acum datorită gimnasticii, datorită faptului că am tras atât de mult timp, că am făcut aceste performanțe. Da. Fără să fiu un Da, și că se termină într-o zi. Stai un an da. de zile, doi ani, de tras sufletul, nu da. mai vrei să auzi. Exact. Și Dar după, după aia te apuci de ceva, și lumea da. vine către tine pentru că Dar te de știe ce? de aici. Uh -huh. De aici, nu neapărat de la TV sau astea. Da. Tu ai avut -ă, șansa și să mai faci și alte lucruri. Exact. Că lumea te știe. Ai fost crainic ai fost la concursul despre vederea, da. faci TikTok-uri, faci chestii da. interesante. Atenție altă muncă. că. Da? Altă muncă. Da. altă muncă. Dar te știe de acolo. Dar uite, sunt. Maria Holbură nu știe lumea. Da. Nu știu dacă este pe stradă și o recunoaște cineva. Și a fost da. reprezentantă a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Da. Corect? Da. Ok. Nu știe lumea. Da, pentru că nu asta se dă. De unde știe lumea? De pe social media sau de pe TV? La TV au ieșit fetele alea campioane mondiale la canotaj. A fost a șaptea știre. Și scurtă de 10 secunde. Să nu-ți vine să spargi televizorul când știi cât muncesc. Ai și tu, dreptat. Terminăm așa frumos. Așa frumos. Ce-ți aduce moșu? Că ai fost fată cu minte. Mm, mai, da, Te mai sui pe bale acolo, dar să vezi aurora, să da, în principiu... Nu vreau nimic. Nu, dar cu sănătate, că sănătate nu, 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 să a dat. Nu, că, n -am, nu, că oricum nu, nu, mai am pe de Nu mult. mai, bun. Nu. Uh, la noi, în familie, e vacanța de a merge la Timișoara, de asta cu părinții. Asta bun. e cadou. Asta da. e cel mai frumos. Mm -hmm. Bun. După care începe nebunia ca lumea cu sala. Că bănesc da. că chiar dacă se dă drumul acum, în sărbătorile, sărbătorile și așa bătorile, mai departe. Da. Da. Ai 180 de copii. Și băieți și uh -huh, fete? Uh -huh. Bun. De acolo e foarte probabil ca 10 să fie motrici, motrici. Nu? Da. dă bun, aia da. vor să da. facă unii da. doar mișcare și așa mai departe. De șanse există. 10 da. de sunt acolo, cu 10 de la Drăgulescu, cu 10 de la Moldovan, cu 10... Zece... Da. Da? da? Adică Asta să nu mai spunem tot timpul, să nu da. mai da. spunem, da, na, stai emoas, nu, ce sunt sunt copii inteligenți, sunt copii pe care noi nu i vedem sunt că modrici. ei nu sunt pe sunt într o sală undeva, da, la Otopen exact. la Dinamo, la Deva, la așa și așa mai departe. Da, da, Sistemul da. de antrenament și toate lucrurile astea s-au schimbat, că voi știți foarte bine ce se spunea despre voi. Regim Cazon. Nu, 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 în general. Nu, 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 știți feti... ce se spune despre ce se spune da, despre știu. voi? Beați apă cu paharul din ăla de la Veceu, din rezervor, ai băut apă de acolo? Mm -mm. Dar știi că se spunea că nu aveți voie să beți apă și desfăceați... Nu, nu, nu. Noi nu beam apă. Da? Ca să nu tragă la cântar. Da. Și când vă era sete, că nu vă dă de apă, luați de acolo, din rezervorul de la WC. Nu, asta Deci Nu. E, nu e mit. Asta nu e. A, mit, realitate. Da. <laughs> mit, mit, da. Mit. Nu. Nu. Alcea. Ce nu se știe despre tine, Diana, Bulimar? Zine una de acolo tare, de la. Mm. Pariu că nu, știi că. Bun. Am avut, la un moment dat o ieșire de weekend, da, unde noi ne-am procurat lucruri. Și când ne-am întors în cantonament, noi uh, le-am ascuns. Le Bun. ascundem. lucruri... Bun. Lucruri, uh, lucruri. Papa, așa. Și pentru că eu, așa, da? nu mi-am ascuns în cămin. Mi-am ascuns sus la sală unde făceam școală. Stai, ia încet. Deci nu în cămin. Nu în cămin, Bună, la... sala de în... clasă, cum ar veni. Exact, care Bun. era deasupra... În aceea sală cu sala de gimnastică Bun S-a făcut percheziție S-a găsit tot din cămin Și singura Bravo bravo. Așa. Iată un exemplu Așa Așa, așa spus. se face Problema e că m-a dat în gând doamna de servici Care i-a spus Aaaa, Andrei Și nu. am avut această imagine superbă În care stăteam sus la paralel Domnul Moldovan lângă mine În partea stângă, bara între noi Toată lumea făcea forță Și alerga în sală Forță. Bon, cu două, bon, trei uh, bon. traininguri pe ele și am văzut o pe altă doamnă între cum coboară cu punga mea mortă. Ai căzut acolo. sau au desprins mâinile. Și întreabă doamna de jos de la forță, doamna Lulu, a cui este punga? Nimeni nimic. Doamna Lulu Moldovan. Doamna Lulu. Încă o dată, a cui Acu este eu, punga? eu, nu mă repet. Și am ridicat așa mâna. Și domnul Cristi de lângă mine vă întreabă doamna Lulu a cui este punga? și doamnelor de jos, uite te în dreapta ta. <laughs> Forță! Foarte, foarte, foarte da. tare. Ultima întrebare și gata, hmm. că uite, s-a terminat și timpul. Ternat? Vezi că da. de repede a trecut? Aia e bășcălie, m luat la mișto sau cu magneziu și cu uh, râcăim, miere. cu miere, da. miere și cu șmirghel? șmirghel. Miere, miere uh, cu puțină apă și magneziu. Ca da, oamenii să înțeleagă. Deci, fata de dinainte, concurenta da. de dinainte a lăsat mierea da și cu magneziu da, pe dar bară. Dar nu ne place. Da, exact. Că dacă luăm Știu. negativismul de la Știu. ea, dacă... Și voi vă duce și Figuri. vă faceți voi bara da. și cum ajungi la ea de sus? Te țineți cineva în brațe sau te sui pe din aia? Depinde, dacă ai cu din ăla, te, te uiți dacă nu, am poză cu domnul Nistor, un alt antrenor da, de la da, junioare, da, da, da. da. care te pe ține spate, în cârcă, da. bun, continui. dai cu șmirghel, da. ea se curăță. Da. da. Și dacă dai cu șmirghel jumătate, da, în bara aia nu devine mai mică? Nu știu, nu mă interesează. Vin, bon. Mai ales alea de la concurs, mm. că nu sunt noastre. Perfect. Alea deci de, vă în jur de, de <laughs> Perfect. Să dă cu șminghel, se curăță. Da. Și după aia, miere și... cu miere, da, cu puțină apă și miere, ca să ai da, priză. priză. Și după magneziu. Fiecare cum dorește. Magneziu ăsta de unde luăm? Prăfulețul ăla? Prăfulețul ăla, praful magic. nu că, că sticlea de suc. Nu, 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 nu. Prăfulețul. Bon. Și depinde de fiecare cu echipieră pentru că noi ne cunoaștem între noi, că de asta stăm acolo într-un cerc toate împreună. Eu vreau cu mai mult magneziu, dar i mai puțin. Piticul de aproape deloc făcea cu miere. Nu știu. Și Palmiere sau cum se cheamă. Ăia nu sunt. Palmierie, da. Ăia ce se întâmplă cu ei? Ăștia au apărut acum mai. Ăia la ce te ajută? Ăia te ajută să ai o priză mai bună. Și chiar ai? Da. Păi și mai trebuie magneziu și astea. Atunci? Da, îți trebuie mai mult magneziu. Nu știu, e o adevărată poveste. Gata. Deci. Am înțeles. Da. Gimnastică. Deci terminăm sus, ca așa trebuie terminăm să terminăm tot timpul. Copiii să vină. Sunt. Să sunt și Mai zicem să mai vină. Momentan să nu mai vină, să se ducă la Marian, la mine să nu mai vină că sunt foarte mulți și încă n-am început. Eu mi-aduc antrenori, că avem antrenori. Marian împlinește un an săptămâna asta. Știu, și tu vii? doamne, nici acolo n-am scăpat. Da, iată o prezență frumoasă într-o sâmbătă nouă. Nu, nu, nu. lângă mine, dacă vrei. Acolo la bubucica stai? Nu mai e față. da, ne vedem acolo. Doamna Bulimar. Doamna Bulimar, domnul Șeru, vă mulțumesc. Da. Mulțumesc. Cum o să fii după? Că nu mai ești doamna Bulimar. Momentan nu-mi doresc, dar tot. Ba, Aaaa. bulimar, bulimar. bulimar da. bă, și liniuță după aia. Da. Și liniuță, da. da. BD. BD. La <laughs> și la mare. Diana să rămână, mii de mulțumiri cotat. Dragi prieteni, ne mulțumiri și vouă. Bineînțeles, ați fost la arena sport.ro. Ne găsiți pe sport.ro și pe Voio. Toate cele bune. Cătălinuș vă mulțumește. La revedere.